Cescu și Mihi au vizitat campusul de basket Crossover Basketball din Craguievaț, unde timp de 10 ani, în fiecare vară, are loc o tabără de basket care urmărește dezvoltarea corectă a tinerilor jucători basketbaliști, atât din punct de vedere tehnic, cât și tactic. Deja anul trecut, în noiembrie, am avut un turneu de basket pentru juniori, Abla, în Becheș, în Ungaria, și acolo ne-am întâlnit cu doi băieți din Serbia care fac parte din, din această tabără de basket, crossover numit. Au văzut efectiv că avem foarte multe echipe de juniori și ei fac tabere de basket pentru juniori cu antrenori profesioniști care sunt antrenori, de exemplu, de la Red Star Belgrade, de exemplu, sau jucători de la echipe mari. Această tabără se ține în perioada de vară, începând din mai până în august, deci la sfârșitul august, o tabără de genul ține 10 zile. La fel dacă, de exemplu, cineva se deplasează acolo cu echipa de junior, atunci acel antrenor a echipei de juniori este privit ca și un antrenor secund, iar antrenorul respectiv care predă, deci cel din Serbia, el este care conduce tot antrenamentul, iar și antrenorul secund, adică antrenorul cu care au venit copiii, el are oportunitatea de a învăța și a -și îmbocăți științele despre, despre basket. Toate antrenamentele sunt organizate cu seriozitate maximă, copiii în perioada asta în care nu există campusul au antrenamente de 8 ori pe săptămână. De exemplu, vineri seara de la ora 9 și sâmbătă dimineața de la ora 7, care reprezintă totuși o greutate pentru copii, dar ei, ei și copiii tratează aceste antrenamente cu seriozitate maximă. Evident că și în performanțele lor se văd aceste lucruri. În perioada campusului. Antrenamentele se desfășoară de la ora 8 până la ora 12, iar în perioada 12-4 după masa, dat fiind faptul că este căldură, este o perioadă de recreere, iar după 4 se continuă antrenamentele până seara la 8. Dotările sunt la, nivelul, la un nivel ridicat. Există un campus sportiv cu un cămin sportiv, cu mai multe camere, momentan nu știu să vă zic exact, dar cred că în jur de 100 de camere. Există posibilitatea a 200-300 de copii să se cazeze în acel campus. Este renovat, totul este nou în campus, există internet și sunt mai multe terenuri de basket noi-nouțe, cu dotări noi. La fel și sală de forță pentru perioada între 12 și ora 4, când ei pot, au perioada de recreere și există o sală nouă de basket la standardele europene FIBA. Merită pentru copii și logic și pentru antrenori ca să se deplaseze, ca să vadă cum se face un, cum să zic, un, o tabără de basket adevărat, antrenamente adevărate, că se face la un complet alt nivel, nivel profesionist față de, de România. Antrenorul lucră după un anumit program uh, care se poate modifica după uh, anumite criterii, adică dacă, de exemplu, avansează copiii cu, deci cu, anumite tactici, atunci, de exemplu, sar peste anumite chestii și se implică în mai tare în alte tehnici. Pe lângă campusul care este foarte, foarte bine organizat, există în oraș diferite facilități pentru cei care participă la aceste campusuri la un preț foarte scăzut. Ei au posibilitatea să meargă la bazin, care a fost construit acum 2 ani. Există posibilitatea să meargă într-un mall nou construit, unde există diferite jocuri pentru copii mai tineri. Și tot așa au posibilitatea să viziteze în zona respectivă, de exemplu, poate să ajungă la dealuri munți, unde unele echipe poate să țină alte tipuri de antrenamente. Deci, pe lângă antrenamentele intensive, tabăra oferă și alte facilități pe placul tinerilor, iar în România cu greu găsim așa ceva. am mai vorbit cu echipe de junior, adică cu conducătorii echipelor de junior, de exemplu din Timișoara sau, sau Deva, sau chiar și Oradea și ei au spus că nu prea sunt și ei de obicei își aleg ca destinație Serbia sau Ungaria. Tinerii basketbaliști sunt prezenți în campus pentru a învăța și a descoperi lucruri noi despre tot ceea ce înseamnă basketul, iar beneficiile sunt pe măsură. În primul rând, faptul că se desfășoară într-o țară în care basketul este la un alt nivel decât în România, totodată faptul că poate să participe cu antrenori care au avut performanțe și pe plan internațional, și faptul că se desfășoară într-o altă țară, este o experiență unică pentru copii.